Unirea Albaiului a terminat turul de campionat cu o înfrângere pe terenul celor de la FCM Târgu Mureș. Albaiulenii au pierdut meciul cu 2-0, ambele goluri ale oaspeților fiind marcate în prima repriză. Dacă până acum au fost incertitudini mari la echipă privind desființarea, semnele de întrebare abia acum încep să fie puse. Unirea Albaiului a pierdut ultimul meci al turului de campionat și a intrat în vacanță cu 11 puncte, motiv pentru care iarna se anunță extrem de dură în curtea formației albaiuliene. La Târgu Mureș, singura echipă ce a contat pe teren a fost formația gazdă, în vreme ce Unirea nu a avut nicio ocazie importantă de gol. După acest meci, Unirea se află pe poziția 10-a în clasament cu 11 puncte acumulate, însă urmăritoarele echipei Fanion a județului Alba au câte două meciuri în minus. Dacă vânzarea lui Stan și a lui Schuller la Vaslui era văzută drept salvarea clubului, lucrurile au intrat în impas. Din păcate, noi am mers pe bună înțelegere și am făcut o foaie de eliberare a jucătorului pe anumită sumă. Cei de la Vaslui tot ne-au ținut în impas și am spus că să fim corecți și să mergem pe cei care ne-au rugat că sigur se vor rezolva lucrurile cu acești doi jucători. Din păcate, suma oferită acum după aproape o lună, deși președintele Disculescu s-a înțeles și cei de la Vaslui ne-au oferit o sumă, acum au scăzut-o cel puțin cu 30%. Vom încerca să mergem și în altă parte, adică în sensul că sunt oferte pentru Stan, pentru Schuller, sunt încă oferte și vom lua variantele care sunt mai bune pentru club. Nu poți să renunți așa ușor la doi copii de 19 ani, 18 ani. Dacă nu vor reuși să vândă o parte din jucători, conducătorii clubului Unirea vor pune cu siguranță lacătul pe stadion, având în vedere că nu există nicio persoană potent financiară să ajute clubul.